Bună ziua, vă salut, Tatiana. Astăzi vom face un nou proiect. La cererea dumneavoastră, eu am primit o fotografie pe WhatsApp în care doamna respectivă mă ruga să fac un tutorial pentru acest model de guleraș. Eu l-am salvat aici, bineînțeles, după fotografie am lucrat modelul nostru. Poate fi lucrat atât în firul de bumbac, cât și în alt tip de fir. Pentru acesta eu am folosit firul de bumbac, care este adaptat lucrării cu croșetul numărul 3. Astăzi voi folosi culoarea violet, culoarea mauve și vom învăța împreună să realizăm un astfel de guleraș. În funcție de mărimea dumneavoastră, vom monta un număr de ochiuri divizibile cu numărul 4, la care apoi vom adăuga două ochiuri de lanț, de exemplu 80, 120, 160 plus 2. Eu am montat deja un număr de 80 de ochiuri de lanț, acum voi face următoarele două și voi avea un total de 82 ochiuri de lanț. Pe 82 de ochiuri de lanț am lucrat și acest guleraș. După ce am montat ochiurile de lanț, vom lua firul pe croșet și vom număra 1, 2, 3, vom intra în ochiul de lanț cu numărul 4 și vom lucra un picioruș dublu. Firul pe croșet, vom intra în următorul ochi de lanț și vom lucra un picioruș dublu. Și vom continua lucrând piciorușe duble până la sfârșitul acestui rând. Deci, piciorușe duble, iar noi ne vom reîntâlni pentru a continua. Deci lucrăm piciorușe duble, eu am ajuns la capătul rândului, acum voi lucra 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu. Voi întoarce lucrul, voi lua firul pe croșet, voi sări un picioruș, voi intra în cel de-al doilea și voi face un picioruș dublu, 2 ochiuri de lanț, firul pe croșet și în corespondența aceluiași picioruș voi face cel de-al doilea picioruș dublu, voi forma un astfel de V. După care voi lua firul pe croșet, voi sări din nou un ochi de bază, în cel de-al doilea voi face un picioruș dublu simplu. Firul pe croșet, voi sări un ochi de bază, voi intra în cel de-al doilea și voi repeta din nou picioruș dublu, două ochiuri de lanț urmate de cel de-al doilea picioruș dublu, corespondența aceluiași picioruș. Firul pe croșet, voi sări un ochi de bază, voi intra în cel de-al doilea și voi face piciorușul dublu simplu. Sărim un ochi de bază, voi face piciorușul dublu, două ochiuri de lanț urmate de cel de-al doilea picioruș dublu. În felul acesta noi vom lucra pe întreg parcursul rândului și ne vom întâlni la capătul acestui rând. Sunt aproape la capătul rândului, am lucrat piciorușul dublu simplu, acum voi lucra V-ul, deci picioruș dublu, două ochiuri de lanț de separare urmate de cel de-al doilea picioruș dublu în corespondența aceluiași spațiu, după care voi sări un picioruș și în ultimul vom face picioruș dublu. Deci dacă am pus ochiurile de lanț în număr corect, fiecare rând va începe și va sfârși cu un picioruș dublu. Voi continua lucrând 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, care țin locul unui picioruș dublu. Firul pe croșet, voi întoarce lucru și în corespondența spațiului format din cele două ochiuri de lanț, voi lucra 2 piciorușe duble, 2 ochiuri de lanț de separare, urmat de 2 piciorușe duble în corespondența
aceluiași spațiu. După care vom lua pielul pe croșet. În corespondența piciorușului dublu vom face un picioruș dublu simplu. Ne deplasăm în următorul spațiu format din cele două ochiuri de lat și lucrăm două piciorușe duble, două ochiuri de lanț de separare, urma de alte două piciorușe duble. 1, 2. În corespondența piciorușului dublu simplu vom face picioruș dublu simplu. Deci pentru acest rând noi vom lucra spațiile, în fiecare spațiu format din cele două ochiuri de lanț, vom lucra două piciorușe duble, două ochiuri de lanț de separare urmate de două piciorușe duble, în corespondența piciorușului dublu singur, doar un picioruș dublu singur. Apoi repetăm totul până la sfârșitul acestui rând. Am ajuns și la capătul acestui rând, voi face ultimul picioruș dublu, în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț, din piciorușul din rândul anterior. Voi continua cu trei ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, firul pe croșet, în spațiu format din cele două ochiuri de lanț. Acum voi lucra 1, 2, 3 piciorușe duble, 2 ochiuri de lanț de separare, urmate de alte 3 piciorușe duble în corespondența aceluiași spațiu. 1, 2 și cel de-al treilea. În corespondența piciorușului dublu simplu, voi face piciorușul dublu simplu. Să fiți foarte atente să nu vă încurcați aici, după care voi trece în spațiul următor și voi lucra cele 3 piciorușe duble, 1, 2, 3, 2 ochiuri de lanț de separare urmate de următoarele 3 piciorușe duble, 1, 2 și cel de-al treilea. În corespondența piciorușului dublu singur vom face un picioruș dublu. Deci vom fi atente, vom sări aceste două piciorușe și vom intra în corespondența piciorușului dublu singur. În felul acesta vom lucra pe întreg parcursul rândului. Ajunse și la capătul acestui rând, vom încheia rândul în același mod, cu picioruș dublu, în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș. Voi continua cu trei ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu. Întoarcem lucru. În spațiul format din cele două ochiuri de lanț vom lucra 1, 2, 3, 4 piciorușe duble, 2 ochiuri de lanț urmate de alte 4 piciorușe duble în corespondența aceluiași spațiu. Deci avem 1, 2, 3, 4. Piciorul dublu în corespondența piciorușului dublu, după care trecem în următorul spațiu format din cele două ochiuri de lanț și lucrăm din nou 4 piciorușe duble, 1, 2, 3, 4, 2 ochiuri de lanț, urmat de 4 piciorușe duble în corespondența aceluiași spațiu. 1, 2, 3, 4, iar deasupra piciorușului dublu, de rândul anterior, vom face piciorușul dublu. Astfel vom continua pe întreg parcursul rândului. Am ajuns și la capătul acestui rând, pe care îl vom închide ca de obicei cu picioruș dublu, în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș. Acum vom face
un ochi de lanț care ține locul unui picioruș scurt, firul de croșet. În spațiu format din cele două ochiuri de lanț vom lucra 10 piciorușe duble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, iar acum cel de-al 10-lea picioruș dublu. În corespondență, piciorușului dublu din rândurile anterioare, noi vom face un picioruș scurt, după care vom trece în următorul spațiu format din ochiurile de lanț și vom repeta cele 10 piciorușe duble. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, piciorul scurt. În corespondența piciorușului dublu singur din rândul anterior, și în felul acesta vom continua până la sfârșitul rândului. Am ajuns și la capătul acestui rând, nu ne rămâne decât să închidem totul cu un picioruș scurt în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din piciorușul dublu din rândul anterior. Voi scurta firul, capătul de fir îl vom ascunde, și am încheiat și acest proiect. Capătul de fir îl ascundem fie cu acul, fie cu croșetul. Eu voi folosi acest croșet mai subțire. Îl voi ascunde în felul acesta. Nu uitați că dimensiunea gulerașului depinde foarte mult de firul pe care îl veți folosi și de croșetul cu care veți lucra. La mine este o diferență, deoarece gulerașul alb este lucrat cu croșetul numărul 3, iar acesta este lucrat cu numărul 2 și jumătate. Apoi dumneavoastră veți decide modul în care îl veți lucra. Dacă vă place ceea ce am realizat, vedeți că este o diferență de mărime între un guleraș și celălalt, chiar dacă grosimea firului este aceeași. Așa cum vă spuneam, dacă vă place ceea ce am realizat astăzi, vă rog să lăsați un like, un comentariu, să distribuiți dacă doriți. Vă mulțumesc pentru faptul că mă susțineți, că sunteți alături de mine. Vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră. Vă iubesc și vă doresc o zi minunată. La revedere, vă salută Tatiana!